His name is wonderful. Come to him now, and you will see that his blood will wash you. Free.

That's good, came through the blood of Jesus Christ. Venit me. My redemption, my righteousness, my peace, having made peace through the blood of his cross, my inheritance, everything. eternal life viața veșnică came through his precious blood amen a venit a venit prin sângele prețios my protection protecția mea my provision provizia mea my sonship starea mea de fiu my new birth nașterea mea din nou are you listening my, it? the divine nature that he's given me his own nature Firea lui Dumnezească pe care mi-a dat-o și locuiește mine is because of his precious blood. E datorită sângelui lui cel, celui scump. Now, one of the texts that we use to start with din, uh, folosit, is found in Matthew chapter 26 and verse 26 and 27 and 28. It was the Last Supper. Cină. The disciples were gathered with the Lord to eat the Last Supper with him. And the Bible said he took the bread. And he blessed it. Și a binecuvântat. And he broke it. Și a frânt-o. And he gave it to them and said, "Eat, this is my body." Și le-a dat-o zicând, "Luați că acesta este trupul meu." Do you know why his body was broken? Și de ce trupul său a fost frânt? Think about it. Gândește deci de la asta. Why was he made sin? De ce a fost el făcut păcat? That you might be made righteous. Ca tu să fii făcut neprihănire. Are you listening? His body was broken a fost for you can be made complete and whole in Christ. His desires, everything in your life to be made whole să fie and blessed. Și I have people, I hear them sometimes talk about these preachers that preach prosperity. Am auzit oameni care vorbesc despre predicatorii ăștia ai prosperității. I think to myself. M-am gândit în sinea mea. What's that got to do with me? Ce are asta de a face cu mine? Listen. Don't kick somebody because they preach there's prosperity in Christ. Nu da cu pietre în cineva pentru că doar predică faptul că este prosperă. Read, <inaudible> read your Bible. Citește ta and read what it says. Ce it's God's will that you prosper ca să in every place in your life. The children of Israel did. Israel au and when they were finished, they had the richest city in the world. It's God's will to bless His children. Don't you like to bless your children? God's will to bless you. Este voia lui să te now listen, the Old Testament and the New Testament, și testament. the Old Covenant and the New Covenant, it all hinges, everything about the plan of redemption hinges Totul, astea on these two covenants. atârnă și tot ce este răscumpărare atârnă pe aceste două legăminte. Care sunt câteva din motivele pentru a fi încheiat un legământ? Let me just give Hai să vă dau câteva și vom le vom parcurge mâine. Three main reasons. Trei motive principale. people cut Pentru care diversi oameni au încheiat legăminte. One for protection. Unul a fost pentru protecție. There's an example in Joshua chapter 9 verse 15. Este un exemplu un Iosua 9 15. And Joshua made peace with them, the Gibeonites, you remember? Și Iosua a făcut pace cu ei, cu Gabaoniții, să amintești? And he made a league with them. Și le-a jurat ceva. To let them live. Să îi lase să You see when another tribe Vezi când un trib străin would come or nation would come near another nation that was stronger than them. Venea lângă un tărâm sau o țară sau o națiune mai puternică decât ei. They'd want to cut a covenant with them. Atunci vreau să încheiem un legământ cu ei. For protection. Pentru protecția lor. That was one of the reasons. Asta era unul din motive. Another reason was. Un alt motiv era. It was because of they wanted uh, the prosperity. Că doreau să aibă prosperitate. They want to enter into a prosperous uh, partnership with them. Vreau să intre într-un parteneriat prosper cu aceștia. And through this a business deal covenant they made with them. Prin această chestiune de afacere numită legământ. Would show that everything they own belonged to their brother who had a need of it. Arătau că tot ceea ce aveau ei aparținea fratelui cu care se legau un legământ. And the last one was. Și ultimul motiv era. Is like David and Jonathan. They made a covenant out of love. Era din dragoste cum a făcut Jonathan cu David. I want to talk to you tomorrow. Vreau să vă vorbesc mâine. About the reasons. Despre motivele while we make the covenant. Pentru că noi facem un legământ. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne vom vedea mâine.